Domnul, Mai eu așa, cred dă. că... De ce toarnă benzină, domnul, Sar, pe mine? Eu v-am dat cu lanțele. Domnul! Sar, pic, domnul! Mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus! Bă! Bă, frate! Bă! Ăsta e hacker, nu? E hacker, am înțeles. Salutare, salutare, vereșanilor! Eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de GTA Real Life. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, ei bine, vereșanilor, am văzut că ți-a apreciat foarte, foarte mult episodul anterior, așa că astăzi am decis să revin în forță cu unul nou. Hai, așa că de început să ne luăm motocicleta pe care mi-am cumpărat-o data trecută și văd că nu mă lasă aparent. Atunci este o altă mașină, nu știu de ce nu mă lasă, măcar Audi Q7 să mi-l pot. Q7-ul, îmi cer mii de scuze, minunat și mirobolant, nu știu, îmi place la nebunie. Cred că până în momentul de față, vereșanilor, e cea mai genială mașină pe care mi-am cumpărat-o. Nu știu sincer cum o să reușesc eu să scap de aici. Sunt într-un fel blocat, uite că am și găsit o ieșire. Hai să vedem, vereșanilor, să ne luăm rapid armele în inventar. Avem o carabină, dăm echipează. Și ceva gloanțe pentru carabină. O să dăm 250. Perfect, vereșanilor, super tare. Ne ajungem momentan. Nu știu dacă mai am prin portbagaj ceva, habar n-am, nu știu sincer să vă spun. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă doriți să continuăm această serie și să sperăm că astăzi vom avea parte de cât mai multe acțiuni de roleplay frumoase, fără failure pur și chestii de genul. Acum, Doamne ferește, sunt sigur că o să fie, dar ce să facem, asta e viața. Asta e viața de artist, noaptea vesel, ziua trist. Vorba asta, vereșanilor, ne-o spunea în continuu doamna profesoară de biologie, respectiv geografie. Da, bun, cred că putem încerca chiar aici un jam, nu? Doamne ajută, ce ziceți? Ar fi chiar tare, hai să vedem. Intervine jandarmeria sau sal? Dacă nu, așteptăm, dacă nu-i voie. Am înțeles, hai că am încercat și jaf. Dacă e bun, hai că o să mergem la altă bancă, pentru că apare la asta nu se poate. Cred că tot în față, dacă nu mă șer. Ia să vedem, vereșanilor, merge să dăm aici jaf. Dacă de la cealaltă bancă n-a mers măcar aici să meargă. Doamne ajută. Nice, a mers să dau jaf, Izilianu. Hai să vedem cine intervine la jaf. Sunt foarte, foarte curios. Deci, da, așteptăm să vină jandarmeria, pentru că, după cum a spus, sunt doi jandarmi, polițiști văd să nu văd să fie, deci ok. By the way, vereșanilor, sper că vă place îmbrăcămintea pe care o am. În fiecare episod o să încerc să mi-o schimb. Bine, nu e o diferență foarte mare între cea pe care o am acum și cea pe care am avut-o, dar i-am schimbat puțin culorile, mi-am pus și masca aia la față, mi-am făcut. Uite, mi-am schimbat și păpucii, avem și armă mult mai frumoasă. Eu ar trebui să cam spar camerele astea, sincer. Aolo, a fost puțin lăguț. Așa. Unde mai avem aici? Ok. Ia aici. Ok, perfect. Ca să nu fie nicio problemă, știi? Ca să fie roleplay frumos și calitativ. Așa nu cred că mai au dreptul să mă vadă, pentru că până la urmă le-am spart. Gulanțe mai am? Mai am. E bine să nu mirosesc toate gulanțele. Ok, vereșanilor, hai că a venit jandarmeria. Instant a venit, frate, nici... Mamă. Nici... N-am putut să rezist foarte mult. Ce-am dat mega gomă, n-ai 5 secunde să ieși afară din bancă. Dacă intra, strag. Dacă intra, strag. 4. LOL. Nu mai nevoie. What the fuck? Ești nebun? Las-o, colegul, că le-am eu. Colegul, trebuie să ieși afară, că ți-am pus ție cătușele. What the fuck? Ești nebun la cap? Nu, cum ai nimeni, colegul. Ce m-au... Că ieșeau amului dacă era. Căpiat, ești nebun la cap. Lași-mi nu vrea scările astea. Bă, colegul, trebuie să-i cam creu, nu pot să sar cu el în brațe. Doamne, frate, nici... Stai să-i luăm. Ia, vezi, colegul. Că o zi, uite-te și tu în lista aia, să-i mafiu ceva? Uite-te acolo pe canițelul tău. Am înțeles. Bă, frate, ești nebun la cap. Zim ce e Uber. E Uber, m-am uitat în lista aia lui. Incredibil așa ceva. Am înțeles, e clară situația. Deci, fratele meu... Bă, nu vă mai puneți cu jandarmeria română. Mai ales cu mine. am înțeles, e clară situația. Cum a spus domnul? Dăm o liniuță pe aeroport? Dăm, domnul, dar stați puțin să vedem cu ce mașină. Cu... Dau cu Lamborghini-ul. Da, bun, domnul, hai să mergem. Stai, pe 20.000? Da, doar că va trebui să mă duc la bancă să vi dau dacă în caz că o să pierd. Ok. Hai să mergem să dăm liniuță, vereșanilor, cu băiatul. Mergem rapid la liniuță aici, frumos, în cursă. Hai să mergem în spate, că nu mergem pe partea cealaltă.
Mamă, dar mi-a dat mare daună cu bici de mult Teodor, frate, m-a căpiat instant, eu am crezut că mai vorbește cu mine chestii acolo, îmi spune, na, a intervenit așa instant, ești nebun, scurge la obiect, da, gata, te-a zis, dau mare potol ăsta, ești nebun. Hai băgăm puțin și nitro. Bun, hai să vedem de unde dorește băiatul să dăm liniuță. 20 de mii, da? Da, domnul, sigur că da, stați puțin să vedem dacă sunt fix lângă dumneavoastră. Dați dumneavoastră startul sau? Dar nu plecați mai repede, facem așa frumos să fie. Da, da. Îl dau eu, hai. Da, cu nitro sau fără nitro? Deci cu nitro sau fără nitro, domnul? Cu, nu contează, cu, fără. Deci atunci cu nitro, da? Ok. 3, nu dați dumneavoastră, da? Hai, 3, 2, 1. Mamă, bă, ce ai făcut, Gicule, că ăsta nu pornește, ești nebun. Ce ai făcut, bă, băiatule? Bine, cred că am ratat și startul, dar na, o los, a dus mașina alea, ești nebun. Cu nitro, a venit rapid asta, mamă. Mai dăm o dată, mai dăm o dată. Domnul, mai putem da o dată, că nu prea am fost pe fază, sincer, vă spun. Nu contează, eu oricum vă dau banii, deci ați câștigat, dar mai dăm o dată, bine? Da. Veniți. Deci fratele meu, stai, mamă, chiar așa de încet să fie ăsta, huracanul ăsta. Cred că am fi ratat și eu startul, nu știu, abar n-am. Al meu pornește mai greu, domnul. Deci tot 20 de mii. Poftim? Deci atunci total 40 de mii? Dacă iară pierd. Poftim? Deci 40 de mii dacă iară pierd, da? Da. Na bun. Și mai dați după aia? Mai dăm una, da? Bun, deci îi dau eu acum startul, bun? Ok. 3, 2, 1, go! Na, păi a intrat în mine, păi ce ai făcut, a intrat în mine, păi așa ce facem, băgatule? Na, am înțeles, uite-te și la el, bă, frate, dar păi nu... A intrat în mine. Așa nu facem nimic aici, nebun. Hai să spun. Domnul, de ce ați intrat în mine, domnul? Păi asta nu se pune. Ce facem aici? De ce? Păi dar ați intrat în mine, domnul, cum posibil? Mi-ați dat mare daună. Haideți încă o dată, se repetă asta și după care... Hai! Haide! Da, start! 3, 2, 1, go! No, dar e rapidă mașina, e clar, era mai rapidă pe față de mine. Uite, cu nitro, frate, uite, tu plonjează mașina, efectiv. Am 300 la oră, na, e clar. Hai să-i dau banii băiatului. Mergem rapid cu... întoarcem puțin. Nici nu pot să controlez. Hai să spun să vină după mine să-i dau banii, ca să-i frumos. Da, bun, domnule, deci atunci aveți primit din partea mea 50.000, felicitări și aveți o mașină chiar super rapidă. Am crezut că prin mașina mea lui... Am crezut că am ratat eu startul sau chestii, dar apare în mașina lui de treabă. Să vă rog să mă urmați ca să vă pot mâna banii, bine? Da, bun, haideți, urmați-mă, domnule. Uite, țin apăsat și vorbesc, dar dacă nu vine... Uite, o să iau Mercedes-ul ăsta. Haideți, domnule, urcați după mine repede, că mă grăbesc puțin. Da, bun, mă duc să-l duc rapid pe băiat Bereșanilor să vedem dacă îi pot da banii și o să trească să-i dau, bineînțeles. Na, să mă așteptați puțin aici să scot niște bani. Deci 50.000, da? 40. 50.000, domnul. Bine. Bine. Acum. Acum, domnul, vă dau banii, două secunde. Vreau bani. 2, 4, 7, 2, 3, 50.000. Este bine, domnul, ați primit banii? Ați primit. Ați primit? Da, ok. O zi plăcută. Asta e, meritul lui, dar nu mi-a prea plăcut că comenta. Comenta băiatul în prostie. Mai ușor cu comentatul că na. Bun, hai să vedem inventar, avem ceva. Ok, bam, nice. Echipează. Încarcă 150. Ah,
Am, mă, frate, la banca aia pe care, la care am vrut să dau jaf, este cineva acolo, mă, băga mi-a și piciorul. Din păcate, vereșanilor, nu mai este niciun jandar, niciun polițist, nimic efectiv pe server, așa că vom abandona ideea de a da jafuri. Am început în forță episodul cu un jaf, din păcate, fail pentru că a intervenit Teodor, frate, de mi-a dat mare, de mi-a sărit capacele. Asta este. Na, în momentul de față, dacă dau home, nu văd să fie... Din păcate, văd că și se deconectează foarte mult, asta e probabil, trebuie să plece bojeții. Oare pe ce să... Oare ce să facem noi? Mă duc la showroom eventual, pentru că altceva, altcum nu-mi explic, mă duc rapid la showroom, poate găsesc ceva persoane. Nu știu, vom vedea. Ar trebui să am eu arma pregătită, dar... Cred că asta o să și fac acum, vereșanilor, o să pregătesc eu arma. Așa, ca să nu mai stau să-mi o aleg, cum să spun, aleg și apoi rapid să mă duc către el. Văd că sunt ceva prin zona asta, nu glumă, dar doar că sunt în apropierea... Mamă, cât sunt aici, pe ce să faci tu? Că cu lângă fondator aici, mamă, ce stălme lângă fondator. Bună ziua, puteți să coborâți, vă rog frumos? De ce? Bună ziua! Bună ziua! Vă rog să băgați armele. Ce să fac? Bun, așa. Vezi că aveți microfon de tora hat. Puneți-vă, vă rog frumos, în genunchi. Eu pune să-ți spun. Pune să-ți spun. Asta vine încoace. Dacă-l omori, te omor eu pe tine. E prieten cu tine. Te-ai făcut acolo, dacă ai ce voi ce. Bă, în genunchi. În genunchi tu, băi, cap de urangutan. Nu mai înțeleg nimică. Cine a zis? Care dintre? Domnul polițist. Domnul polițist, dacă ajutați-mă, domnul! La jos, trag. Eu sau ăla? Ai să lași pistolul jos. Vă mulțumesc. Eu doar supraveghez ăla pe ok? Bă, poți să pleci, că eu nu mai înțeleg nimic. În genunchi, amândoi. Ce se întâmplă aici? Eu în genunchi? Da, tu în genunchi. Și ăla și... Du-te lângă ăla. Du-te lângă ăla. Băi, ăla mov, în genunchi. Ai de capul meu. În genunchi. Aoleu. Așa. Dacă v-ați mișcat, vă omor. Stați pe loc. Bun, hai că am ajuns la bancă să vedem dacă se poate da vreun jaf ceva. Care sunt curios. Aoleu. Acum. Ia, jos în genunchi acolo. Am înțeles. Jos în genunchi. Ce stă băiatul la pândă. În genunchi. Am înțeles. E clară treaba, facem încă vrei să dai jaf. Am înțeles, mai știți cum s-a întâmplat pe ultimul episod, când a intrat în magazin și l-am luat. Ce faceți, domnule? Aveți familie? Ce aveți? Aveți copii, familie? Aolo, iar începe cu familia IDX. Da, domnule, ce aveți la tine? Am vrut să scot niște bani, noastră. Stau și aici, nu am bani. Ce căutați aici cu arma? Dar noastră îmi păreți foarte cunoscut, sincer, vă spun. Nu? Da. Nu știu unde ne-am mai întâlnit sau prin ce circunstanțe, dar cel puțin înfățișarea dumneavoastră îmi pare foarte cunoscută. Și chiar vocea. Dar poate mă înșel, poate vă confund. Dar nu înțeleg de ce m-ați pus în genunchi. M-ați pus să mă pun în genunchi. Păi, am nevoie de o stație, domnule, în caz de mine poliția, bine, știți? Aha, am înțeles, să trageți în mine, nu? Păi ce v-am greșit de dumneavoastră, domnul, să trageți? Doar ea meniți, doar ea meniți cu staticul ăsta. Eu am fost, domnul, chiar acum de la poliție vin, am fost să depun o plângere și... Ai armă la tine? Ai armă la tine? Am ceva, dar puține. Ia, te rușite să stai sniper, ce zici? Nu, domnul, n-am sniper și chestii. Nu, sniper, un pistol ceva, strageți de acolo. Dar domnule, eu am vrut să vă spun faptul că am fost acum, mă rog, până să ajung aici la dumneavoastră, am fost la poliție să depun o plângere și era închisă secția, nu mai era niciun polițist de serviciu. A, pe e bine atunci. Fac bani, moca. Olo, se ducă de mașina peste mine. Jos din mașină. Hai de capul meu.
genunchi amândoi. Ia, bobiță, hai. Așa, amândoi. Mâinile sus. Așa. Hai, în genunchi. Verifică, verifică. Verifică pe cealaltă. Haideți, domnule. Haideți, domnule, vă rog, că eram și eu pe aici în trecere. Haideți, vă rog. Asta e între mama asta are parme. Haideți, da, domnule. Da, și ăsta la fel. Bă, ăsta vrea să mă șofească, domnule, dar eu vreau să duc astea la șeful, domnule. Da? Chema un polițist aici? Nu, domnule, nu chemați poliția. Ok, stare. Petrol, că n-am, vom șatam-o. Păi nici ăsta are 10. Păi ce să luăm? Luăm gloanțe, șarme. Nu, domnule, hai, vă rog, nu mă pus șeful, nu mai am nici bani. Bă, Bobiță, tu ăsta de lângă mine. Ăsta... Haideți, domnul, merge la o bancă și vă dau 200 de mii, ce zice, știi? 300 de mii. Nu, 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 gloanțe. Hai, hai că veni, colegul, hai. Ia, hai. Ăsta-i ăsta e colegul mie, lasă-i colegul mie, colegul mie. Îi limba. Lasă-l, mă, colegul, lasă-l în pace. Ia, Bobiță, hai. Ăsta, băi, ăsta mov. Ia, hai. Ia, hai, mon. Hai, ridică-te. Ia, mă, să-ți pună gloanțele. Ia, mă. Ia, stai. Opa, stai pe loc, Bobiță. Stai pe loc. Nu, pune în altă mașină. Lasă-i un pic aici, vin imediat. Domnul meu, vă bate joc de mine? Hai. Doamne, dumneavoastră, o să plecați, dar nu da, acum. Da, ceva probleme? Probleme, ha? Eu zic să vezi. Da, eu tot, cred că am voi, eu cred că v-am respectat acum, aș aprecia ca și dumneavoastră. Da, domnule. E, domnule, stați că trebuie să-mi dați acolo și mie ceva, stați un pic, stați. Da, ei, ce eu vă dau, da. Acu-i mașina asta, mașina asta de el. Nu știu. A domnului de jos. Ia, mașina aia e ta, Audi-ul ăsta e a tot. Da. Stai tu puțin aici, că... A cui audio ăsta? Al meu. Te aranjezi, te las. A tău? Bosule! Ia, hai, bag acolo gloanțele de... Ești cam impertinent, nu crezi? Bă, taci, tu taci, colegul, las, ocupi-ți așa. Ia, hai, bag acolo gloanțele de pump shot. Lasă telefonul. De shotgun și de carabină. Cred că n-ai sunat pe nimeni, da? Și alea de pistol, bagă-le porbăgar. Repetați puțin, că nu prea am înțeles. V-am luat căscuță, telefon. Deci doar gloanțe? Da, toate gloanțele. Acum. Să sperăm că n-ai sunat la poliție, că te ia naiba. Hai, pune-le. Și de petrol. Și petrol să pun. Nu, petrolul nu. Aoleu. Cam asta e, domnul. Da, să vă deschid portbagajul. Ok, pune-te în genunchi, pune-te în genunchi. Mamă, ce m-au jefuit ăștia, ești nebun la cap. Hai în genunchi, ia. Credibil așa ceva? În genunchi. Ai vrei ceva de la asta? Domnul, hai, eu așa, cred că... De ce toarnă benzina, domnul, pe mine? Eu v-am dat glanțele. Domnul! Domnul! E legal. Credibil. Mi-au dat foc, fratele meu. What the fuck, vereșanilor? După ce m-a omorât ăia, m-a respawnat chiar în acest moment și uitați-vă cum arăt. LOL. Frate, uite ce chelie am, mamă, frate. Ai de capul meu, trebuie să fac skin din nou. Viața e cruntă, Doamne ferește. Oricum e bine într-un fel, pentru că o să vă spun și de fapt nu cred că ar fi. Ia să vedem, ne luăm rapid shotgun, echipează. Doamne, frate, și o luăm 150 de gloanțe. 150 de gloanțe. Cam asta e și luăm și Petro... Na, bun. Mamă, frate, deci incredibil așa ceva, frate. Deci incredibil. Uitați-vă și la voi, la mine, cum arată în primul rând vereșanilor. Adică... What the fuck is this?
Sper să pot trece pe aici, să nu fie vreo problemă, pentru că știți prea bine că acolo am murit ultima dată. Deci n-ar trebui să fie o problemă, teoretic, sau poate că au plecat băieții. Da, bun, mergem rapid, nu știu, să vedem ce mai reușim să facem, că, mamă, deci cred că trebuie să-mi fac și buletinul, cred că trebuie să dau și permis auto. Greu cu ăștia, uite, băieții aici. Mamă, cred că nu mai am nimic, eu zic. La foc roata aia sau sal? Cred că ea la cam la foc roata. Hai să vedem dacă este ceva. Aolo, a, e clar. Înțeles. Aolo, okay. Uite-te și pe ăsta cu bicicleta aici, mă. Bună ziua, domnul, bună ziua, am o întrebare pentru dumneavoastră. Da. Hai, lasă armă. Unde este spitalul, domnul? Să nu scoată armă. Domnul, unde este spitalul, domnul? Mâinile sus acum, lasă pistolul, mâinile sus acum, hai. Aveam aceeași idee, da. Asta este, domnul, hai, urcă mașina la mine, urcă mașina acum. Jaful. Urcă acum o mașină, repede. Haide. Mâinile sus. Bă, frate, nu merge să trag cu... Bă, ești prost la cap, efectiv, așa ceva. Armă de... Bă, ăsta e hacker, nu? E hacker, am înțeles. Ui, ești prost de hacker. Mamă, frate. Am tras 20 de glanțe. Mamă, dacă te-am dat așa de hacker. Vezi că e hacker aici. Frate, ce codat, infect, ești de bun la cap, aolo. Nu mă lasă să-mi spawnez nici mașina. Ia să vedem, atunci iau Honda asta. Motocicleta. Mamă, uite, deci tu ce Kelly, o să zici, ești de bun la cap. Frate, deci așa ceva mai are armăjor. Bun, hai să vedem. Mergem la... inventar. Ne luăm shotgun-ul. Mamă, deci mă și întrebam... what the fuck, știi? Adică, da, trag el și... Asta, așa, încarcă. 140. Da, bun. Nu știu, dar un dealer de arme, dacă am putea suna să mă ajute cu ceva arme, pentru că, uite, deci, măcar e bine că pot strânge armele, știi? Adică asta e chiar de apreciat. Frate, deci imposibil așa ceva. Jafuri nu putem. Da, cotatul e pe server. O zi ghinionistă, din păcate, azi la Real Life. Bun, vereșanilor, și așa ca de final de episod o să vreau să vând acest Lamborghini Huracan, pentru că nu prea mi se pare sincer de treabă. Adică m-am jucat cu el, mi-a plăcut, m-am distrat, dar mai mult l-am luat pentru a mă plimba puțin cu el. Am undeva în jur de vreo 12 milioane în momentul de față. Așa că o să vreau să-mi caut o nouă mașină cât de cât frumoasă pe care să o cumpăr, o mașină pe care n-am mai avut-o niciodată, bineînțeles. Și bineînțeles, și hai să vedem acum ce vom reuși să facem și ce vom găsi totodată. What the fuck? Ce faceți, domnilor, aici? Aici, domnul. Bună ziua, domnul. Bună ziua. Urcați înapoi. Ok. Aici nu e voie, frate, că e dealer, e showroom. Acum, vereșanilor, că mi-au luat acele două mașini, hai să mă duc rapid să vedem ce vom reuși să facem. Să le tunez, bineînțeles, și după va trebui să fac skin-ul off-camera, dar na, ce zic. Hai, fac eu cumva. Hai să vedem, mergem rapid. Trebuie să nu ne jefuiască ăsta. Aș putea să-l iau, dar na. Ia să te Mercedes Honda for Mustang. Mamă, ăsta e frumos tare. Ăsta e de mafie. Nu e foarte rapid, dar e frumos. Mamă, e mortal, ești de bun. Zi tu rapid că e hackerul după mine. Nice. Am intrat. Ah-ha-ha-ha. Acum intră după mine sau ce face? Ah-ha-ha-ha. Ce-ai făcut, prietene meu? I-am tras-o și acum să vină să mă moară aici. Cum ar fi, vereșanilor? Dar nu cred că ar avea voie, teoretic. Lol. Băi, prietene, de ce te joci cu focul? Că te va arde la un anumit moment dat.
ce-mi face cu mașina, fratele meu? Nu prea pot de să-mi dea nimeni. Păi da, dar nu-i frumos ceea ce... Știi că nu-i frumos ceea ce faci, nu? Adică gândește puțin logic și o să-ți dai seama. Tu în momentul ăsta ce faci? Nu faci... Doar îmi strici joc, atâta. E frumos? Da. Ce să mai... No, joacă-te dacă poți. Da, cam asta e mare parte, cam așa arată mașina, e neagră, mi-a făcut-o neagră pentru că așa e frumos, de full fumurie aici, roz, frumoase, e de mafie mașina, nu glumă, bereșanilor. Bun, și acum așa că de final azi se tunăm și celălalt Jeep, mă rog, Jeep, vorba vine Jeep, Volkswagen. Mamă, și Volkswagen ăsta e frumos. Mamă, dar sper să se controleze destul de bine. Da, bun, îl tunăm rapid. Cam ăsta e jeepanul pe care și l-a luat Twisterul Bereșanilor, foarte frumos, zice, nu-mi place la nebunie cum l-am făcut, dar l-am și lovit puțin. Cam ăsta a fost episodul Bereșanilor, știu că poate n-a fost un episod mai lung, dar a fost un episod cu foarte, foarte multe peripeții, am reușit doar un singur jad, din păcate și azi și voi a intervenit Teodor așa în forță, nu mi-a prea plăcut sincer, dar asta e oricum GG lui, felicitări. Practic a acționat scurs și la obiect, dar nu m-a întrebat de o static, nu m-a întrebat nimic, știi? Și m-a așteptat să mă întrebe, să mai purtăm o discuție, cum am făcut atunci cu ITX, știi? Adică să mă întrebe de familie, de ce am ales să fac acest lucru nou scurs și la obiect, știi? Dar na, probabil că nu știa să filmez. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată și desigur ne vom auzi data viitoare. Ciao!